Pe măsură ce le folosim, prosoapele încep să se întărească și să devină mult mai aspre, așa că se pare că este foarte greu să revină la starea lor inițială. Cu toate acestea, dacă acordăm atenție îngrijirii lor încă de la început și le spălăm corespunzător, este posibil să le prelungim moliciunea și să ne bucurăm de puful lor pentru o perioadă lungă de timp. Cheia pentru a ne asigura că știm cum să spălăm corect prosoapele este că acestea sunt pufoase, fără miros și fără decolorare. La urma urmei, sunt una dintre țesăturile care absorb cel mai ușor mirosurile neplăcute și umiditatea, deoarece nu le spălăm în fiecare zi. Oricum, nu trebuie să o facem, spălarea prosoapelor se face odată la 15 zile și va fi suficient pentru a le păstra curate dacă o facem corect. Spălați prosoapele separat de restul hainelor, căci este o modalitate bună de a preveni ca fibrele lor să se mateze, să absorbă culorile altor haine sau să devină cu scame. Spălați toate prosoapele împreună. Pentru a economisi bani și energie, puteți aștepta până când ați acumulat suficiente prosoape pentru a le spăla pe toate împreună pentru rezultate mai bune. Prosoapele au nevoie de spațiu pentru a fi spălate bine. Sarcina de spălare nu trebuie să fie excesivă, deoarece prosoapele trebuie să se poată mișca cu ușurință, astfel încât apa să treacă bine între ele și să fie complet curate. În sertarul mașinii de spălați, turnați jumătate din cantitatea de detergent pe care ați folosi-o pentru haine normale. Acest lucru va împiedica prosoapele să-și piardă moliciunea. Folosiți balseam de rufe doar din când în când, la 2-3 spălări, căci balsamurile de rufe scad capacitatea de absorbție a prosoapelor. Așa că pentru a le menține noi le folosim doar la fiecare 2 sau 3 spălări. Adăugați oțet în tamburul mașinii. Oțetul se adaugă în funcție de numărul de prosoape. Se pune aproximativ o lingură pentru fiecare prosop. Se folosește oțet alb de 9 grade. Pentru a menține culoarea sau albul prosoapelor, puteți adăuga și bicarbonat de sodiu atunci când le spălați împreună cu detergentul. Se adaugă 1 sau 2 linguri pline de bicarbonat de sodiu. După spălarea cu oțet, după ce prosoapele se usucă, acestea nu vor mai fi aspre, ci foarte moi și pufoase.